Bine ați venit în casa nouă la Luna Solai. Este o unitate pe care am construit-o și în care ne-am mutat din 2016. Moment de la care avem și o echipă pe care am format-o. Oameni de locului, de la luna respectiv din Luncani și cu care am început să producem și să dezvoltăm gama noastră de uleiuri presate la rece. Solai ca și brand s-a lansat în 2012, dar povestea lui începe un pic mai devreme, în 1998, când părinții mei, proaspăt pensionar, și-au achiziționat o primă presă de ulei în Luna. Din 98, o activitate de prestări servicii, adică oamenii, agricultorii din zonă, obișnuiesc să vină cu sacul de sămânță și să-și facă uleiul de floarea soarelui la Luna. 2011 a fost, în schimb, anul în care m-am alăturat părinților mei și mi-am propus să ne dezvoltăm produsul nostru. Astfel a luat ființă gama uleiurilor presate la rece Luna Solai și varianta de la Luna. Astea două prese, presele galbene, sunt folosite exclusiv pentru producția uleiului de floarea soarelui, iar presele albastre le folosim pentru semințele speciale. Sămânța vine dintr-un bunker din partea de sus, cade în coș. Pe o parte curge uleiul și o parte curge șrotul. Uleiul se colectează și se duce în partea de jos. Uleiul curge direct în rezervoarele acestea. Un rezervor se umple în aproximativ 2 zile. Șrotul la fel se colectează prin conductă și merge jos în sacii care sunt pregătiți pentru însăcuire. Ponderea cea mai mare este uleiul de floarea soarelui, atât varianta la PET, cât și varianta îmbuteliată în sticlă de sticlă. Diversificarea produselor am început să o facem încă din 2012, când în fiecare an am lansat 2 noi produse. Am plecat de la uleiul de floarea soarelui, am continuat cu uleiul de in dovleac, rapiță, cânepă, nucă. Astfel că acum, să zicem așa, ne-am stabilizat din punct de vedere al diversității tipului de sămânță pe care îl procesăm la cele 6 tipuri de sămânță. Producem în continuare gama convențională, care are o pondere destul de importantă în producția noastră, urmând ca anul acesta să lansăm și gama produselor certificate ecologic. Având în vedere că nu am avut o sursă constantă de materie primă românească, pentru că știm că noi folosim doar sămânță românească de la fermieri din țară, certificată, am ales să lansăm doar anul acesta gama produselor ecologice, astfel că în momentul de față avem uleiul de floare, de rapiță, de in, de cânepă și de nucă certificate ecologic. Din 2014 suntem furnizori ai Casei Regale, tot din 2014 și produsele noastre sunt evaluate superior Taste Award. Am plecat cu uleiul de floarea soarelui și am ajuns la 4 din cele 6 produse să fie evaluate superior Taste Award. Iar faptul că am primit și calitatea de furnizor al Casei Regale a fost un lucru extraordinar de important pentru noi. Avem 4 canale de distribuție, să zic așa, a produselor noastre. Am început cu magazinele specializate, magazinele în care consumatorul caută o anumită categorie de produse în zona produselor sănătoase bio-naturale. Avem, într-adevăr, o colaborare cu Mega Image. Participăm la târgurile specializate sub umbrela Produs de Cluj și mai avem și magazin online prin care consumatorul nostru se poate adresa direct și primește produsele direct acasă.